Ești fericit. Ai de toate. Ai bani, ai case, mașini. Ai tot ce ai nevoie. Ai chiar oameni care te apreciază și te respectă. Dar dacă Dumnezeu nu este alături de fericirea ta, mai repede sau mai târziu, aceasta se va diminua. Așa cum spune în Psalmul 73:28. Cât despre mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost. Atunci când ajungi să-L pui pe Dumnezeu pe locul întâi în viața ta, El va vrea cu mai multă pasiune să îngrijească de tot ce ai nevoie și mai mult de atât să te umple cu fericirea adevărată la adăpostul Lui.